putem să le deschidem? Da, desigur. Așa. Hai, scoate, Vita. Scoate. Hai să le numărăm câte sunt, câte pachetele sunt ca scutie, vrei? Păi am văzut pe cutie, scria că sunt în colecție 12 păpușele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16. Înseamnă că noi avem șansa să adunăm toată colecția. Da, da? Și toate păpușele miroase diferit. Oh, tu deja știi, mămică, da. Văd că. Super. Știi ce știu eu încă? Că două dintre ele au câte un accesoriu care strălucește în întuneric. De exemplu, așa, păpușică, la ea strălucește coronița. Sperăm că o să fie și la noi. Iar la această păpușă strălucește în întuneric borcanașul de mânuțe, vezi? Da. Așa, deschidem. Hai, tu una. Și eu una. Ia ce drăguțe sunt. Și cu inimioare, ci scrie ceva, scrie multă informație. Așa, chiar și o rețetă, mami, este. Da. Și toată colecția, 12 figurine parfumate. Super. Și poți să colorezi pe ele. Da, poți să colorezi chiar. Și jocuri. Acest ceva, om. Ceva, tai. Tai și cred că pui pe păpușică. Lipești accesoria de altă păpușică, da? Mm-hmm. Așa, am înțeles că o revistă ți-ai. În fiecare revistă văd că diferite jocuri sunt iubita. Și încă diferite păpușini. La mine păpușica aceasta care cu ceas. Și în tot revistuță doar cu ea este. Înseamnă că la tine o să fie ea. Iar la mine, cum înțeleg păpușica aceasta, înseamnă că aici trebuie să fie ea. Da. Hai să vedem dacă înghiți. Uai, ce drăguță! Deci, aici în pachetel avem păpușa și are și animăluța de asta. Și mai este încă ceva. Da. Este o inimioară stativ. Da. Pe care noi o să o instalăm păpușica noastră. Da. Aceasta e păpușica mea, iar miros de vanilie. Și aceasta este păpușica mea, ea are miros de crin. Păpușelile sunt foarte, foarte drăguțe. Le punem într-o parte și continuăm. Da. Tu pe ce? Eu pe aceasta, da? Dacă nu te descurci, îmi zici. Oh, ce puternică ești! Așa. Eu mâine zi pe asta mi-ai luat și mie una în mașină. O, să miroase, da? Cum văd eu la mine, se repete, este exact aceeași. Da, wow. La mine e alta. Are miros de vișină. Parfum de cireșe. Cireșe. De cireșe, mami, voi cât de drăguță. Hai să vedem. Uite, aici este un păstrător foarte simplu. Vezi? Aici e pișcătură. Tragi și o deschizi foarte ușurel. Așa. Hai, ce frumos. Este exact aceeași păpușă. Dar e foarte, foarte frumoasă. Și a ta, vai, ce colanți frumoși are. Și o rochiță foarte, foarte drăguță. A mea este păpușică, care are un iepuraș și are miros de afine. E una nouă. Ia la mine să văd, ia să văd, să văd, să văd. A mea este cu burcănașul care luminează în întuneric, că strălucește întuneric. Și are parfum de lavandă. Wow! Oh, cât e puternic. Oh, ce puternic miroase lavandă. Mai departe. Până ce doar o păpușică s-a repetat. Să vedem care sunt următoarele. La mine este nouă. A tine se repetă? Da. Se repetă, dar e una foarte frumoasă. Și a mea, aceasta, ia priviți cât de frumoasă, are parfum de orhidee sălbatică. Sperăm că o să ne cadă păpușele noi. Noi vrem foarte, foarte mult să adunăm toată colecția. Așa, eu sunt gata să văd cine la mine revista. Și tu tot? Acuș, acuș. Ești curioasă? Da. 1, 2, 3. Și la mine toți. Iată la mine cine este cu parfum de ciocolată. Wow! Dar la mine de banane. Ești gata? Da.
3, 4. La mine e 9, la tine e 2. Sau nu? Nu. Nu? A, și are cu ceasul. Prima a fost care cu ceasul, da? Vanilie, da, cu miros de vanilie. Stai. Nu? Da, ta, cu miros de vanilie. Da. Iar la mine este cu parfum de piersică și este cu o pisicuță. Iată! Wow, ce frumoasă! Iată frumoasă! Și are o pălărie, o căciulă frumoasă. Cu urechiușe. Mm-hmm. Ca la ursuleț. Mai avem încă câte două, va? Hai să luăm două deodată. Deodată, hai, care e tu? Una. Și eu acesta. Hai mai întâi să vedem câte am adunat deja și câte am rămas adunând ca să strângem toată colecția, bine? Mm-hmm. Așa, una, doi, trei, patru, cinci la mine sunt. 6, 7, 8, 9. 9, astea se repetă, da, le punem alături. Sunt 9, înseamnă că avem nevoie încă de 3. Dar noi avem 4 pliculețe. Avem 6 sau câte? Avem 6. Noi n-avem leacă cea care cu coroniță. Exact. Hai, dar deschidem mai întâi. Hai, deschidem deja pliculețul deodată, bine? Da. Un pliculeț și un pliculeț să vedem. La mine e 9. Wow! Și la mine? La mine? Nu. Nu, tot e nouă, da? Da. Acea coroniță că nu avem, mami. Ce se sunt păpușele? Asta are prin rost de măr, dar asta de strugure. Deci a rămas ultima păpușă parfumată, cea care are coroniță care străgește în întuneric. Și ea trebuie neapărat să cadă sau la tine, da, sau la mine, Vida. Da, cine are acela... E foarte norocos! Da! Așa, a câștigat! 5, 4, deschidem! La mine! Am reușit deschidea! Super! Tăticule, mulțumesc! Ne-ai făcut foarte, foarte fericite! Hai, mami! Deci la mine se repete! Este aceasta care cu parfum de piersic. Așa, deja ați văzut, am văzut, dar vreau foarte, foarte mult să văd pe a ta, mămică-i. În realitate, cum arată? Nu doar în nevestuță. Acuși arătăm neapărat. Știi că... Așa, așa, are deja o văd, eu deja o văd, Are două cosițe. Mămică, să o instaleze bine aici. Așa, da. Și iată, iată frumusețea. Deci, iubita, noi am reușit să adunăm toată colecția și păpușile sunt fenomenali, sunt super, super tari. Hai acum să luăm pe aceasta care cu coroniță și acesta care cu burcănaș și să mergem în baie să vedem cum coronița și burcănașul strălucesc în întuneric, da? Da! Hai! Wow! Îți mulțumesc pentru papuși, sunt foarte frumoase! Și parfumate! Prieteni, dacă și voi vă plac papușele, să puneți like! Pe curând, pa, pa! Pa, pa! Pa, pa!